Bun găsit, vă spun de la Făgăraș, doamnelor și domnilor, sunt Mihai Maga și vă prezint buletinul local al știrilor. Drop de canal descoperite pe șoseaua combinatului. Adevărate pericole pentru cei care trec prin zonă. Aici gurile de canalizare nu au capace. Chiar dacă se află pe spațiul verde dintre cele două benzi de circulație, în lipsa discurilor metalice, dropile sunt primejdioase. Totodată ele devin focari de infecție, întrucât în multe se aruncă tot felul de gunoaie. Și pentru că aici zac resturi de alimente, câinii comunitari au început să se adune în haite în jurul gurilor de canal desfundate. În tot orașul sunt șanțuri lăsate descoperite, iar făgărășenii și-au pierdut răbdarea în fața echipelor de muncitori care, spun ei, îi sfidează și nu finalizează lucrările. Zeci de canale amplasate de-a lungul șoselei care duce către poarta principală din combinat au devenit gropi de gunoi. Asta pentru că hoții au furat capacele și le-au vândut la fier vechi. Chiar dacă se află pe spațiul verde dintre cele două benzi de circulație, sunt un adevărat pericol public. Nu numai focare de infecție, ci și capcane pentru locuitorii cartierului care circulă prin zonă. Pe multe străzi situate în cartierul combinat sunt aruncate resturi menajere la tot pasul, iar mai nou gunoiul se aruncă în gurile de canal. Câinii fără stăpân și-au făcut culcuș lângă gurile de canal destupate, caută resturi de mâncare și împrăștie gunoiul peste tot. Străzile sunt de plâns, șoselele, gunoaie la fel, peste tot locul. Păi, să mergeți în combinat, pe strada Plopului, aveți ce vedea. Acolo trebuie făcută o ordine. Ți-e frică să ieși noaptea din casă că zi careva în cap. E imposibil. Așa ceva nu a fost niciodată. Eu sunt făgărășancă, sunt născută, crescută aici în Făgăraș, dar îmi pare foarte rău pentru ceea ce se întâmplă acum. Gunoaie peste tot locul, gunoaie. Am ajuns de râsul lumii. Și în afară de asta, sunt câini, o grămadă de câini a nimănui. Ți-e frică să ieși că și sunt și oameni care umblă la fura, sunt oameni care te poți aștepta la orice de la ei. A devenit combinatul ăla, nu știu, era atât de frumos odată, dar acum e jale. Capacele de canal de pe șoseaua combinatului au fost culese unul după altul de hoți, chiar din zona aflată în apropiere de poarta principală a societății Nitroporos, care are punct permanent de pază. Mai mult în cartier există detașamentul de jandarmi și cel al pompierilor. Și peste toate și pe aici a trecut șantierul apei, iar drumurile arată ca după bombardament. Jumătatea lunii iulie, dar și august, sunt destinate concediilor, dar autoritățile locale spun că au inițiat deja procedura de reziliere a contractului cu firma Concidoje din București, care de 2 ani a pus la grea încercare nervii făgărășenilor. Există un contract, cum bine știți, între compania APA Sibiu și firma care a câștigat licitația. Acest contract este în derulare, este o firmă care lucrează dezastros. Am cerut domnului ministru, secretar de stat și celor de la Ministerul Mediului să se implice în derularea acestui contract, derulare dezastroasă din punctul meu de vedere, și să găsească pârghiile legale și clauzele contractuale care să permită rezilierea acestui contract, având în vedere faptul că firma nu a fost în stare să finalizeze lucrarea după 24 de luni. Am cerut doar să aducă la șoselele la stadiul inițial, pe care, în modul în care le-a găsit atunci când s-au apucat de treabă, și să facă cumva să găsească cadrul legal pentru reziliere. Este la latitudinea companiei APA Sibiu să rezilieze acest contract sau să nu-l mai prelungească în situația în care identifică asemenea clauze contractuale. Primăria Făgăraș, din păcate, nu are posibilitatea să oprească un contract în care nu este parte. Singurul lucru pe care îl putem face și îl facem este să amendăm zilnic firma care ocupă domeniul public mai mult decât era prevăzut în grafic, lucru pe care îl facem și până în acest moment aproape jumătate de miliard reprezintă amenzi pe care primăria Făgăraș le-a acordat firmei Reconcidoje.
Tot Făgărașul respiră aer îmbâxit, iar oamenii se bucură atunci când mai vine câte o ploaie scurtă de vară, așa cum a fost cea de astăzi. Peste tot sunt șanțuri lăsate descoperite, iar locuitorii orașului și-au pierdut răbdarea în fața echipelor de muncitori, care spun ei sfidează pur și simplu, trag de timp și nu finalizează lucrările. Asemenea acestora și șoferii, care stau la coz lungi de peste un kilometru la semaforul de la intrarea în oraș, se întreabă câtă vreme vor mai circula bară la bară pe o singură bandă. Filiala UNPR Făgăraș nu are încă un sediu de partid. Solicitarea organizației de a primi un spațiu a fost respinsă aseară de plenul Consiliului Local. Drept urmare, conducerea partidului reia procedura și întocmește o nouă adresă pentru a obține un spațiu în care să-și desfășoare activitatea. De această dată, UNPR va solicita legislativului făgărășan fostul sediu al organizației locale UDMR. Ședință maraton aseară la Consiliul Local Făgărășan. Plenul s-a întâlnit în sesiune ordinară de lucru, iar pe ordinea de zi au figurat 12 puncte. Cei 13 consilieri locali prezenți din cei 19 cât numără legislativul au discutat și votat în 15 minute toate proiectele de hotărâre din mapă. Respinse au fost două: darea în administrare către serviciul de ambulanță a unor spații și a terenului aferent situate în incinta spitalului Dr. Aurel Tulbure și cererea formulată de către organizația municipală UNPR Făgăraș, prin care a solicitat atribuirea unui spațiu ca sediu de partid. În urma dezbaterilor din comisiile Consiliului Local, formațiunea politică a primit avize negative de la 5 comisii: juridică, economică, urbanism, comerț și integrare europeană. Drept urmare, și plenul a votat împotriva atribuirii prin închirierea spațiului cerut. Pentru desfășurarea activităților de partid, UNPR a solicitat închirierea unui spațiu în suprafață de aproape 50 de metri pătrați în strada Republicii, numărul 18. Respingerea nu a nemulțumit reprezentantul UNPR al Consiliului Local prezent la ședință. Acesta a cerut în schimb un alt sediu, fostul spațiu al filialei UDMR Făgăraș. Da, în calitate de reprezentant al UNPR-ului, aș vrea să menționez că suntem de acord cu ideea apărută în discuțiile din cadrul comisiilor cu fostul sediu al UDMR-ului, care am înțeles că este liber. Deci, practic, renunțăm la cererea inițială asupra care s-a exprimat avizul negativ și suntem de acord cu fostul sectorul UDMR. Acum organizația trebuie să formuleze o nouă cerere către Consiliul Local. Solicitarea va fi analizată din nou în comisiile de specialitate, după care va ajunge ca proiect de hotărâre în plenul legislativului. Conform legii, autoritățile administrației publice locale asigură cu prioritate în termen de cel mult 90 de zile de la solicitare spații pentru sediile partidelor politice, la cererea motivată a acestora. Tot legislația prevede că partidele politice pot primi cel mult câte un sediu pe unitate administrativă administrativ-teritorială. La Făgăraș, președinte interimar al filialei locale UNPR este Cătălin Salad. Am intrat în postul Sfintei Marii sau postul adormirii Maicii Domnului. Potrivit rânduielilor bisericești, acesta începe la 1 august. Însă cum această zi pică sâmbătă, postul începe mai repede cu o zi, adică de astăzi. Postul durează 2 săptămâni și pregătește pe creștini pentru cele 2 mari praznice din luna august. Schimbarea la fața Domnului din 6 august și adormirea Maicii Domnului pe care o sărbătorim în 15 august. Preoții spun că postul pentru pregătirea adormirii Maicii Domnului nu este cel mai greu de peste an, dar niciunul foarte blând. Postul adormirii Maicii Domnului începe astăzi, cu o zi mai devreme decât data obișnuită, 1 august. Este cunoscut în popor ca postul Sfintei Mării sau Sfânta Măriei și se încheie la data de 15 august. Dintre cele 4 postiri importante ale anului ca perioadă de durată, postul Sfintei Mării, care precede marele praznic al adormirii Maicii Domnului, este cel mai nou, datând abia din secolul al V-lea. Postul adormirii Maicii Domnului este mai puțin aspru în comparație cu postul Paștelui, însă mai sever în comparație cu alte 2 posturi de peste an, cel al Sfinților, Apostol Petru și Pavel, și al Nașterii Domnului. De obicei, postul Sfintei Marii începe pe data de 1 august, iar în seara zilei de 31 iulie se lasă sec. Dacă această dată este orânduită în calendar într-o zi de miercuri sau de vineri, atunci se lasă sec cu o zi mai devreme, pe 30 iulie, și postul începe în ziua următoare, pe 31 iulie. Postul Sfintei Marii, și el pregătește pe oameni pentru praznicul adormirii Maicii Domnului. Își are originea în secolul al V-lea, atunci când unul din sinoadele ecumenice a stabilit clar că Maica Domnului
că Fecioara Maria, că Fecioara Maria, deci, este și mamă de om, dar este și mamă de Dumnezeu. Și atunci s-a dezvoltat de atunci foarte mult cultul Maicii Domnului și, printre altele, s-a stabilit acest post, care, vreme de câteva secole, a avut durată variabilă. De-abia în secolul al XII-lea, un sinod local de la Constantinopol a hotărât ca postul acesta să înceapă la 1 august și să se termine la 15 august, adică în ziua praznicului Adunării Maicii Domnului. Sunt unii care se gândesc doar la postul de bucate și se gândesc că o să mănânce mâncare de post. Cei care sunt mai sârguincioși ar putea să ajuneze luni, miercuri și vineri până după ora 3, după ora 15 și în rest, sigur, să mănânce mâncare de post. Oricum, trebuie avut mare grijă și de postul de păcate. Prezența la Sfânta Biserică, sigur, este o altă condiție a ținerii după cuvință acestui post și o slujbă deosebită care se face în această perioadă este paraclisul Maicii Domnului. Pe lângă celelalte slujbe care se fac, paraclisul, de fapt, paraclisele, cele două paraclise ale Maicii Domnului se obișnuiesc în bisericile noastre și e bine ca oamenii să cerceteze casa Domnului în aceste zile. Postul Sfintei Marii pregătește pe creștini pentru cele două mari praznice foarte importante din luna august, schimbarea la fața Domnului 6 august și adormirea Maicii Domnului 15 august. În 15 august este celebrată și ziua Marinei, Sfânta Maria fiind ocrotitoarea marinarilor. La malul mării, dar și în orașele dunărene, sunt organizate de Sfânta Maria manifestări religioase, artistice și culturale. În ziua Sfântă Măriei Marii, la multe mănăstiri, au loc procesiuni cu icoane făcătoare de minuni ale Maicii Domnului și pelerinaje. La mănăstirea Constantin Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus, mii de credincioși vin în pelerinaj. Lăcașul de cult poartă și hramul Adormirea Maicii Domnului. Acestea au fost principalele știri de astăzi. Vă reamintesc că ne puteți urmări și pe internet. Ne găsiți pe site-ul cu adresa impactfăgăraș.ro și pe pagina de Facebook Impact Făgăraș. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc să aveți parte de un sfârșit de săptămână cât mai bun. Rămâneți pe Nova TV!